A fost o dezamăgire totală. Pentru mine. Știam atâția ani că nu e în stare să facă așa ceva. Acel bărbat va fi sucită mințile. Credeți că soția dumneavoastră a întreținut și relații intime cu acel bărbat? Eu așa cred. Și-a iubit soția ca pe ochii din cap. Și a avut încredere de plin în cea alături de care și-a petrecut 13 ani din viață. Însă, Marian a simțit că a fost trădat când se aștepta mai puțin. Noi am fost fericiți. Eu am avut încredere întotdeauna în soția mea, dar soarta n-a fost așa. Cum credeam eu că o să fie. Are ochii umezi și înghite în sec atunci când își amintește că a prins-o pe soția sa, Daniela, la telefon cu un alt bărbat. Marian le acuză pe colegele de muncă ale femeii că ar fi încurajat-o pe aceasta să-și părăsească familia și să înceapă o viață nouă alături de bărbatul care a curtat-o. Mai mult decât atât, colegele ar fi fost cele care ar fi pus-o pe Daniela în legătură cu misteriosul domn. Eu am fost odată pe fază când a discutat cu cel bărbat la telefon. Chiar bărbatul, dacă o insista să iasă la o cafea sau să se întâlnească cu ea, trebuia să-mi spuie. Atunci vedeam lucrurile cum stă și era mai bine. N-ajungeam să la anumite discuții neplăcute. Credeți că soția dumneavoastră a întreținut și relații intime cu acel bărbat? Eu așa cred. Bărbatul cu sufletul cuprins de dezamăgire nu-și explică ce ar fi determinat-o pe soția lui să-l înșele. Totodată, el încearcă să găsească răspunsuri la întrebările care îl macină. Asta a fost nu o iubire, ceva care acel bărbat va fi sucită mințile. Nu i-am dat niciodată motive să plece la alt bărbat sau să nu mai-și vadă viața frumoasă cu mine. Ne-am iubit și ne iubim, zic eu. Pentru mine cred că e. Nu cred că este ca și inima care bate din pieptul meu. Aș vrea să aflu exact ce se întâmplă și ce s-a întâmplat cu ea. Dacă nu o iubeam, nu ajungeam aici să-mi văd dacă mi-a greșit, dacă totuși are dragostea de mine. Încrederea care o aveam în soție mi-a spulberat-o într-o secundă. Să-mi dea încrederea înapoi. Își iubește în continuare soția și este dispus să șteargă cu buretele tot ce s-a întâmplat. Însă vrea să se asigure că aceasta nu-i va greși niciodată. Nu e ușor să rupem relația dacă aș ști că sigur că ar fi o greșeală și ar uita tot. Aș fi și-o de acord să uit tot. Să ne vedem de treaba noastră și de copiii care îi avem. Cum se apără femeia acuzată că și-a înșelat soțul, aflăm puțin mai târziu. Marian și Daniela stau față în față și decid dacă se despart pentru totdeauna sau pleacă împreună acasă. Imediat, în exclusivitate la Acces Direct.